Parbrizul, o componentă esențială a oricărui vehicul, joacă un rol crucial în asigurarea siguranței în timpul condusului. Însă, ce se întâmplă atunci când acesta este deteriorat sau spart? Este un aspect pe care fiecare șofer ar trebui să-l cunoască, având în vedere implicațiile asupra siguranței și conformității cu legislația rutieră. Parbrizul reprezintă una dintre cele mai vitale componente ale unui vehicul, oferind protecție esențială pentru șoferi și pasageri. Legislația rutieră din România este fermă în privința circulației cu parbrizul avariat și stabilește un set clar de reguli pe care șoferii trebuie să le respecte. Cu atât mai mult, nerespectarea acestor prevederi poate implica sancțiuni severe, inclusiv amenzi și penalizări înregistrate în sistemul de permise auto. Sistemele de frânare și de iluminare nu sunt singurele aspecte critice în ceea ce privește siguranța circulației. Inspecția tehnică periodică acordă o atenție deosebită și altor aspecte, cum ar fi nivelul de emisii de poluanți care trebuie să se încadreze în limitele stabilite, semne de deteriorare, vizibilitatea oferită de parbriz, performanța sistemului de frânare sau integritatea caroseriei fără ruginațiuni. Codul rutier subliniază importanța primordială a siguranței circulației. Astfel, vehiculele cu avarii care pot pune în pericol siguranța în trafic, cum ar fi problemele la sistemul de frânare sau la sistemul de iluminare, nu sunt permise să circule până când aceste probleme nu sunt remediate. De aceea, șoferii trebuie să ia măsuri pentru a preveni astfel de defecte și să le remedieze înainte de a se aventura pe șosele. Este strict interzis să lipești obiecte, afișe sau folii care ar putea obstrucționa vizibilitatea șoferului pe parbriz. În cazul unei fisuri mici sau unui punct în sticlă, nu ar trebui să existe probleme în ceea ce privește trecerea ITP, cu condiția ca această fisură să nu afecteze vizibilitatea șoferului în vreun fel. Parbrizul este considerat o componentă de siguranță crucială pentru un vehicul. Tocmai de aceea, atât la ITP cât și în trafic, autoritățile acordă o atenție deosebită acestei componente. Fără doar și poate, este important ca toți șoferii să țină cont de aceste precizări pentru a nu se pune în pericol în trafic atât pe el cât și pe ceilalți participanți. Relatează spynews.ro.